Poate Apostolul Princi că am spus, frați sfinți. Am spus aceasta pentru că într-o zi când am venit la adunare, doi frați m-au întrebat, oarecum un pocăit când este sfânt, înainte de botezul cu Duhul Sfânt sau după aceea? O întrebare parcă dificilă, nu? Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor la un moment dat, acum sunteți sfinți, din pricina cuvântului. Încă nu era revărsat Duhul Sfânt. Pentru că Domnul Iisus Hristos nu era proslăvit. Și Domnul Iisus Hristos îi asigură și le spune, voi sunteți sfinți, din pricina cuvântului meu care l-ați primit și care îl trăiți în fiecare zi. Apoi, ce ziceți epistola lui Apostolul Pavel către Coloseni? Se adresează celor din Colos. Se adresează și nouă. Luăm învățătură din Asamblea. Luăm. Nu numai pentru ei. Nici nu mai este orașul Colos. Știți ce spune Apostolul Pavel aici? Pavel Apostolul lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către sfinții și frații credincioși în Hristos care sunt în Colose, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Amin. Deci Apostolul Pavel îi numește pe cei din Colose sfinți. Eu mă adresez în seara aceasta bisericii din Laval și vă spun, suntem sfinți. Nu din pricina purtării noastre extraordinar de bune. Și asta avem o purtare diferită de cea a oamenilor din jurul nostru. Dar din pricina Domnului Iisus Hristos, care ne-a sfințit prin jertfa lui Iisus pe dealul Golgotei. Și noi, ca părinți, suntem sfinți, dar și copiii noștri și tineri știți că suntem sfinți? Din pricina părinților voștri. De aceea, sfatul meu în seara aceasta este să ne purtăm vrenici de numele care îl purtăm. Amin? Cum se poartă un sfânt? În zilele trecute, bosul meu a făcut 50 de ani de la căsătorie. Și el este italian și foarte religios. Și nevastă sa și el. El mai scapă câte una și îi mai spun, vezi că dacă îi mai spui așa lui Dumnezeu, nu o să te primească acolo. Dacă îi spune lui taică tău porc, când era aici pe pământ, nu-ți lăsa nici o fărmitură din avea. Și dacă îi mai spui lui Dumnezeu așa cum îi spui, nu o să te primească. Dar i-a oferit soției lui, mai mult decât lui, un voiaj de pelerinaj. La locurile catolice în Europa au văzut vreo 4-5 țări. Și foarte entuziasmat îmi spunea fiica sa, îți curios cum vine taică meu, vine schimbat? Pentru că a fost nu la plajă, n-a fost la restaurante de lux, a fost numai în locuri unde sunt biserici, unde sunt amintiri, unde sunt preoți, unde sunt frați din ea catolici, deci într-un cerc de oameni credincioși. Și era foarte entuziasmat să-mi spună că acolo, în cele mai multe biserici, sunt numele sfinților care numesc ei și câte minuni au făcut. Pe fiecare tăbliță, mai multe tăblițe, minunile care s-au făcut prin ei. Și spunea ei, oameni sfinți, spunea el. Fraților, ar vrea să vă spun, noi suntem sfinți din pricina Domnului Iisus Hristos și copiii noștri. Dar așa cum am spus, să ne purtăm vrednici de numele care îl purtăm. Amin? Amin? Dumnezeu să ne ajute la toți. Amin. Aș vrea ca în seara aceasta să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea să vorbim despre lumină. Nu despre neapărat despre lumina ochilor, pentru că Domnul Iisus Hristos la un moment dat spune niște cuvinte grele unor oameni care erau învățători aleși. Nu era niciun orb printre ei. Vorbim din punct de vedere fizic sau biologic. Nu era niciun orb. Și Domnul Iisus Hristos totuși îi numește, știți cum îi numește? Călăuze oarbe. Dacă ne aducem undeva în Israel să vizităm și noi locurile
Noi le spunem sfinte, măcar că locurile e pământ. Nu e sfânt, noi suntem sfinți. Și ar veni un ghid și ar spune, eu sunt orb. Dar vă duc eu. Vă duce după el. Păi la primul șanț, te aduce și el, să ne aduce și noi. Și Domnul Iisus Hristos le spune acestor oameni, sunteți niște călăuze oarbe. Oare în privința ochilor care vedem cu ochii sau în altă privință? Haideți să facem o paralelă, să vedem ce impact are vederea ochiului biologic asupra trupului și să vedeți că lumina lui Dumnezeu în inimile oamenilor are un impact cu mult mai mare. Dar și lumina aceasta ochiului are un impact enorm. Spun specialiștii doctorii că una dintre cele mai mari catastrofe care poate să-i se întâmple unui om, nu este boala de handicap, că din om sănătos, care merge pe picioarele lui, ajunge într-un cărucior. Sau o altă boală, care pur și simplu îi reduce oarecum mișcările lui și deplasările lui. Spune specialiștii că cel mai mare impact îl are ca să-și piardă un om care a văzut odată, să-și piardă vederea. Nu cu multe zile în urmă am văzut despre o femeie un reportaj de aici din Canada. O femeie adultă care printr-un accident și-a pierdut vederea ochi. Și spunea femeia aceasta, simțeam că se năruie tot în jurul meu. Și am zis, nu mai are rost viața mea. Din lumină am ajuns într-un întuneric beznă. Avea 50 de ani. S-a interesat pe internet și a căutat și a văzut că undeva în Chile exista o asociație a nevăzătorilor, nu din naștere, a nevăzătorilor, cei care și-au pierdut vederea ca și adulți. A părăsit totul de aici și s-a dus acolo în Chile. Să fie anturată de oamenii aceia să vadă dacă poate să-și refacă viața. Și spunea femeia aceasta, mi-a trebuit ani de zile, anturată în fiecare zi, de oameni la fiecare pas, ca să nu pun capăt zilelor. Așa impact mare a avut pierderea luminii, pierderea văzului. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în Evanghelie că Domnul Iisus Hristos a întâlnit mulți nevăzători. Despre unii specifică Scriptura că era nevăzător din naștere. Despre alții nu ne spune nimic. Și Domnul Iisus Hristos a avut grijă de ei ca niciunul dintre cei care au venit la El să nu plece așa cum au venit. Spuneam eu odată și am făcut multă vreme o greșeală. Pentru că am uitat un detaliu, de aceea de acum înainte încerc să fiu mai atent la detalii. Spuneam eu de mai multe ori, de fapt, că Domnul Iisus Hristos niciodată n-a dat afară pe nimeni. Dar am greșit. Și greșit. Știți unde Domnul Iisus Hristos a dat afară? În templu. Dar știți de ce a dat afară Domnul Iisus Hristos? În templu? Pentru că locul acela era un loc sfânt, dedicat închinării lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos spune într-o parte, într-un fel, într-o parte, tot cam același lucru, dar spune, ați făcut din el o casă de tâlhari și în altă parte o casă de negustorie. Ați fost vreodată într-o piață, nu aici, am fost în Belgia, în Bruxelles, într-o piață foarte specifică. Și am putut să înțeleg mai bine ce înseamnă o casă de negustorie. Stăteau acolo în Belgia, era o piață, n-am să dau numele cartierului, dar de undeva din nordul Africii se trăgeau toți care vindeau marfa acolo. Și stăteau pe vârful grămezii de mandarine. Și mai că nu dădeau cu mandarinele după tine, să le cumperi de la el. Și zbierau cangau în gură de șarpe. Hai la mine, nu te duce la el. O casă de negustorie. Credeți că în templu cum era? Când te duceai să cumperi porumbeii de lângă celălalt. Crezi că ăsta te lăsa să-i cumperi?
Pui spirala la tine, hai că ți-i dau pe mine. Și Domnul Iisus Hristos spune, ați făcut din casa Tatălui meu o casă de tâlhari. Dar știți cum era o casă de tâlhari? Păi tâlharii tâlhăreau oamenii, îi furau, îi băteau aproape lăsa ca morți, pe alții morți, le furau tot ce avea și se ascundeau în pește. Și știți cum erau peștenile tâlharilor? Păi toți pereții erau plini de aur și lucruri care le-au jefuit. Și Domnul Iisus stă seamănă pe acești oameni cu cei de care am spus înainte. Și știți ce a făcut Domnul Iisus Hristos? I-a dat afară. Dar cei care au venit cu dorința sinceră la Domnul Iisus, i-a dat afară. Nu de mult vorbeam de orbul Bartimeu, care avea statutul de cerșetor. Nu? Și știți din ce cauză avea statutul acesta? Avea un singur motiv. Era orb. Omul ăsta era bun de unde? Omul ăsta nu era fără minte. Era destul de înțelept. Dar din cauza că avea handicapul acesta, avea statutul de cerșetor în societatea de atunci. Ei, eu n-aș vrea să vorbesc prea mult de acești ochi care, într-adevăr, are un impact major asupra vieții omului, asupra vieții lui sociale, profesionale și pe toată linia. Dar să știți că poți să fii orb cu ochii aceștia, dar în adevăr să vezi cu ochii inimii. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune aici și spune, nimeni nu aprinde o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță, ci o pune într-un sfeșnic pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Știți ce este întunericul, frați și surori? Știți ce este întunericul? Este lipsa luminii. Este lipsa luminii. În spațiu, dacă te duci, peste tot este întuneric. Un fric de vreo minus 200 de grade și peste tot este întuneric bezi. Pentru că nu este lumină. Domnul Iisus Hristos aici nu vorbește neapărat. Am făcut această paralelă ca să ne dăm seama de impactul care are lumina aceasta, care suntem binecuvântați de Dumnezeu să vedem cu ochii, ce impact are asupra trupului. Dar Domnul Iisus Hristos nu vorbește despre această lumină. Vorbește despre altă lumină. În cuvântul lui Dumnezeu găsim că spune, dă-mi inima ta mie, fiule. Credeți că Dumnezeu cere într-adevăr inima aia din tine ca să-i o dai lui, bucata aia de carne? De fapt, este o pompă. O pompă care tot timpul pompează sânge. Și când Dumnezeu i-a spus te-ai oprit, s-a oprit. În centrul nostru, fiecare dintre noi, undeva, avem un centru spiritual. Avem niște ochi ai inimii. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește, tăieți-vă urechile împrejur și tăieți-vă încă ceva. Inimile împrejur. Pentru că prin ureche intră cuvântul lui Dumnezeu și se oprește în centrul acela spiritual cu care vedem dincolo de viață. Haideți să citim, să vedem ce este lumina, de fapt, despre care am vorbit. În Evanghelia după Ioan, primul capitol, niște cuvinte care le cunoaștem, dar e bine să ni le aducem aminte. Începând cu versetul 3. Toate lucrurile au fost făcute prin El, prin Domnul Iisus. Și nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor ca să mărturisească despre lumină. Pentru ca tot să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta e adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume.
El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la-i săi și ai săi nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, prin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan a mărturisit despre El când a strigat, El este acela despre care ziceam eu, Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Amin. Cine este lumina? Cine este lumina? Lumina este Domnul Iisus Hristos. Să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos nu este altceva decât să primești lumină, așa cum am spus, în centrul acela spiritual al tău, care Dumnezeu l-a pus în fiecare om. Să cunoști adevărurile despre Dumnezeu, să cunoști jertfa Domnului Iisus Hristos, să o accepți, să o primești și să trăiești în fiecare zi după voia lui Dumnezeu. Ce se întâmplă atunci când îl întâlnești pe Domnul Iisus Hristos? Deci spun aceste cuvinte ca să ne aducem aminte, nu că nu știm. Aș vrea, frații, dacă vor să mă ajute în Evanghelia după Evrei, în Epistola după Evrei, capitolul 6, versetul 4 și 5. Este foarte interesant ce spune aici Cuvântul lui Dumnezeu. N-aș vrea să citim mai jos, știți de ce? Pentru că n-aș vrea să ne includem în rândul acelor oameni. Dar atunci când te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos, uitați-vă cu băgare de seamă ce se schimbă. Cei ce au fost luminați odată. De cine au fost luminați odată? De lumină care este Domnul Iisus Hristos. Și-au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Versetul 5. Și-au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor. Atunci când te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos, cunoști și guști din Dumnezeu și spune cuvântul lui Dumnezeu, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Dar gustați și din puterile veacului viitor, pentru că Duhul Sfânt se coboară în inima omului, în centrul acela spiritual. Și omul acela este luminat, nu de ochii aceștia, este luminată mintea lui, sufletul lui. Haideți să vedem ce impact are asupra unui om întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Ce impact are? Pentru că aș vrea să ne verificăm pe noi înșine dacă încă mai suntem luminici față de cei din jurul nostru. Ce ziceți dumneavoastră? Mai suntem lumini? Că așa spune cuvântul lui Dumnezeu în acest text care l-am citit. Ocul este lumina trupului, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul este plin de întuneric. Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie în întuneric. Așa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, să va fi în totul plin de lumină. Întocmai ca atunci când s-ar te-a lumina o lampă cu lumina ei mare. Pentru că ce se întâmplă, frați și surori? L-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos, dar am văzut că se întâmplă foarte des ceva. Când te duc la Renault Depot și scumpe cel mai scumpe, care am de cel mai bine, și scrie acolo că luminează timp de 50.000 de ore. Nici nu știu exact cât e 50.000 de ore. Și te trezești că după 2 ani de zile care l-ai folosit numai din când în când, te trezești că după 2 ani de zile nu mai luminează. Și te-ai gândit ca să-l schimbi, nu?
Se întâmplă ca și creștinii la început. La început să luminăm bine în jurul nostru. Ca cei din jurul nostru să vadă, nu s-o copii, s-o schimba la el. Dar după an și an, lumina noastră, ca becul de la Eno de Pop, începe să se îngălbenească. Și știți ce ne punem în gând? Am să-l schimb. Și știți că n-avem nicio părere de rău de ăla care și-o pierdut lumina. Îl luăm și-o aruncăm nici măcar la reciclaj la bunor. Și luăm unul alt. Și ăla ține tot 50.000 de ore. Și după 2 ani de zile, care a luminat numai 2.000 de ore, tot galben e. Când te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos, am numit eu aici, cel puțin la 3 nivele, omul se schimbă total. Cel puțin, sunt și mai mult. Dar eu am numit cel puțin 3 nivele de bază, unde omul neapărat trebuie să se schimbe. Și-ar vrea și noi să ne verificăm, să vedem dacă la nivelele acestea sau la capitolele acestea încă mai luminăm. Pentru că cei din jurul nostru așteaptă de la noi lumină. Primul nivel aș spune, când te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos, ți se schimbă gândirea. Drept sau nu? Drept sau nu? Aș vrea, frate, dacă vor să mă ajute, în Filipeni, capitolul 2, cu versetul 5. Să vedeți ce gând avea Domnul Iisus Hristos și ce gânduri de multe ori ne trage nouă prin cap. Să aveți în voi gândul acesta care era în Iisus, în Hristos Iisus. Care era gândul în Iisus Hristos? Care era? Să placă Tatăl. Să facă voia Tatălui. Atunci când un om se întâlnește cu această lumină, care am citit-o în Ioan, primul lucru care se întâmplă la acest om, se schimbă gândirea. Dacă până aici gândurile lui au fost deșarte, dacă până aici gândurile lui au fost păcătos, dacă până aici gândurile lui a fost lumești, știți ce spune Domnul Iisus Hristos lui Petru? Mai cu câtva timp în urmă, eu aș zice minut. Când Domnul Iisus Hristos îi întreabă pe ucenici, ce spune oamenii, cine sunt eu? Ucenicii dă niște răspunsuri la Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus îi spune, da voi, ce ziceți, cine sunt? Și Petru îi dă un răspuns foarte categoric. Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. S-ar fi așteptat Petru să fie lăudat. Și Domnul Iisus Hristos, Petre, spune, nu carnea și sângele ți-a descoperit, ci Tatăl meu care este în cer s-a descoperit. Gândul acesta, că eu, adică Domnul Iisus Hristos, sunt Fiul lui Dumnezeu. Dar imediat după aceea, Domnul Iisus Hristos le spune că o să meargă la Ierusalim și o să pătimească și o să fie răstignit. Și ce spune Petru? Să te ferească Dumnezeu. Sunt două gânduri diferite. Și Domnul Iisus Hristos îl corejează pe Petru și spune, astea-s gânduri ale oamenilor. Când te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos, cu lumina care se coboară din cer, ți se schimbă gândirea. Ți se schimbă gândirea. De aceea, frați și surori, să ne verificăm și în vremurile și în viacul 21. Gândirea noastră, gândurile noastre, sunt gândurile lui Hristos? Sfințirea noastră? Ne gândim la cele de sus, nu la cele de pe pământ? Așa spune cuvântul. Gândiți-vă la cele de sus, nu la cele de jos. Eu zic ca să ne reparăm dacă aici nu mai luminăm. Pentru că știți ce se întâmplă? Imediat după această gândire, urmează o altă etapă în viața omului. Și ce se schimbă după această gândire? Vorbirea. Nu vi s-a întâmplat să cunoașteți oameni, poate în țară sau aici, care nu l-au cunoscut pe Domnul Iisus. Și după ce l-au cunoscut, au venit la adunare, l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Nu mi s-a întâmplat să-i vedeți cum li s-a schimbat vorbirea. Și ai spus, nu este posibil. N-am crezut că omul ăsta vreodată o să vorbească așa. Vorbirea se schimbă. În cuvântul lui Dumnezeu găsim, aș fi putut ca să aduc mai multe versete,
dar n-am vrut ca să ne aglomerăm. În Filipeni, capitolul 2, cu versetul 5. Dacă fratele Cornel vrea să ne ajute. Să vedeți ce spune acolo cuvântul lui Dumnezeu. Să... Nu. În Coloseni, capitolul 4, cu versetul 6. Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Ce să fie? Vorbirea noastră. Să știți că de multe ori vorbirea noastră ne-a anulat toată lumina. Toată lumina. În altă parte spune cuvântul lui Dumnezeu să vorbiți între voi cu psalmi și cu cântări de laudă. Să nu se audă între voi vorbe proaste sau alte lucruri de genul acesta. Frați și surori, vorbește Apostolul Iacob despre limbă. De multe ori ne vorbeat poate limba împătată. Poate de multe ori din cauza vorbirii noastre, cei din jurul nostru, n-au văzut în noi lumină. N-au văzut în noi lumină. De aceea aș vrea, de aceea am căutat aceste subtitluri, ca să ne reparăm acolo unde suntem deficitari. Să ne reparăm la acestea. Apoi, știți ce se mai schimbă? Din vorbirea noastră și gândire produce ceva. Un rod. Purtarea noastră. Al treilea capitol este când îl întâlnești pe Domnul Iisus Hristos. Purtarea ta și purtarea mea se schimbă. Și aș vrea să citim din 1 Petru, capitolul 2, versetul 12. 1 Petru, capitolul 2. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. Pe fraților, dacă noi nu suntem în mijlocul neamurilor, avem noi este nimeni. Nu știi niciodată, Montreal este un oraș cosmopolit. Nici nu știi câte nații sunt aici. Nu este ca în România, unde eram în Cluj, unguri și români. Și niște frați, niște romi pe acolo, mai puțin. Dar erau unguri și români, am existat. Spune, în mijlocul neamului, pentru ca în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune, pe care le văd, să slăbească pe Dumnezeu. În ziua cercetării. Dragii mei, luminăm în purtarea noastră? Purtarea noastră este fructul gândirii, fructul vorbirii. Aceste două împreună dă naștere la această roadă, la purtarea noastră. Ce ziceți dumneavoastră? Trebuie să ne reparăm în acest? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nimeni n-a prins o lumină ca să pună într-un loc ascuns. Noi suntem lumini în lume. Și spune compozitorul unei cântări, cred că sora mea cunoaște această cântare și din când în când o mai cânta pe aici. Și spune niște versuri, lumina cea din veșnicii. Ai tot aprins sub deșinii, umplând cu lumânițe din pământul. Să ne punem în seama aceasta o întrebare, dar modul cel mai serios. Cât de mult luminăm în jurul nostru. Suntem niște oameni și am spus de la început și cred. Nu spun aceasta ca să vă modulesc, nu spun aceasta ca să câștig popularitatea cuiva, nu spun aceasta ca să vă laud. O spun pentru că o cred că suntem sfinți în Hristos. Dar aș vrea și purtarea noastră să fie pe măsura numelui care îl purtăm. În primul rând, în gândirea noastră. Dacă până aici de multe ori am adus gândurile noastre de acasă și din toată săptămâna le-am dus la adunare. Și poate de multe ori în gândurile noastre și cu colegi la muncă și cu vecini. Nu au fost ca și gândurile lui Hristos. Aș vrea să ne facem o curăție în gândurile noastre. Aș vrea să ne facem o curăție în vorbirea noastră. Să băgăm bine de seamă, că aș vrea să vă spun ceva. Poți să-i spui lui om, unui om cât ai vrea de Dumnezeu. Poți să-i spui. Dacă din 99 de lucruri, de 100 de lucruri, ai spus 99 bune și unul ai greșit, o să-l vadă pe acela greșit. O să-l vadă pe acela greșit. Să băgăm de seamă, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește
prin Apostolul Iacob de limbă. Spune că este omădular mic, care știți ce face? Ce face? Învârte roata vieții. Cu ea îi vorbești de bine pe frați și tot cu ea vorbești alte lucruri ce n-ar trebui să vorbești. Apoi, să ne verificăm purtarea, frați și surori, în umblarea noastră, în societatea în care trăim. Poate de multe ori ne supără această societate și vorbim ce nu trebuie. Permiteți-mi să spun lucrul acesta. Aș vrea să vă spun ceva. Nu ne-au invitat ei aici. Am venit noi. E un adevăr care doar. Și dacă cuiva nu-i convine aici, este foarte liber să plece de unde a venit. Și chiar canadienii te aplaudă să plece. Nu spun asta ca să facem așa. Dar dacă am venit aici, să fim o lumină, să dăm dovadă că suntem oameni deosebiți. În gândire, în vorbire, în purtare. De multe ori să știți că am auzit vorbe urâte la adresa societății în care trăim. Vorbe urâte. Dar să știți că din țara de unde am venit, să știți că lucrurile nu sunt deloc mai roz. L-am auzit pe fratele Relu Moldovan, care a spus într-o zi, de la învăru biserici, a spus, în societatea în care trăim și în vremea în care trăim, niciodată vocabularul limbii române nu a fost așa murdar cum este în zilele noastre. Așa să avem de, să avem de grijă. Să avem de grijă, frați și surori. Să avem de grijă. Să trăim o viață sfântă și curată. Să dăm dovadă celor din jur că suntem sfinți și că suntem o lumină în lume. În special la locul de muncă. V-ați gândit vreodată, poate pentru cei care lucrează împreună cu român, cu pocăiți, este mai simplu. Este o vorbă românească care spune, este ușor să fii sfânt într-o lume de sfinți. Și aici, la adunare, este ușor să fim sfinți. Câteodată, câteodată este mai greu. Dar este mai ușor. Dar când ieșim în lume, acolo este examen care îl dăm. Să avem de grijă prin purtarea noastră. Să fim niște lumini, să luminăm în jurul nostru. Zic ca Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Trăgea nădejde că fratele Mircea va continua până la ora 8, dar fratele Mircea îmi cheamă repede, iar fratele Sorin m-a împins în față. Câteva gânduri aș vrea să aleg la ceea ce fratele Mircea a împărtășit până din cuvântul acesta al Domnului Iisus. Un cuvânt scurt, un cuvânt profund și plin de învățătură. Poate destul de greu de pătruns în esența lui, pentru că modul de a vorbi din vremea aceea era puțin diferit de modul în care noi suntem obișnuiți să comunicăm. Astăzi suntem obișnuiți să comunicăm într-un mod mult mai direct, mai pragmatic, dar mai ales în Orientul Mijlociu, în vremea aceea, oamenii aveau o vorbire puțin diferită. De aceea, puțin parcă este dificil să înțelegem esența acestui pasaj. Însă îmi aduc aminte de ceea ce spunea o fetiță mamei ei după ce s-au întors de la adunare. În dimineața aceea cineva predicase și predicatorul a spus, aici apostolul Pavel altceva a vrut să spună, nu asta și cealaltă. Ma fetița a ascultat predica și atunci când a ajuns acasă, a întrebat-o pe mama ei, așa cum câteodată copiii ne surprind cu sinceritatea întrebărilor lor. Mamă, dacă apostolul Pavel n-a vrut să spună ceea ce a spus, atunci de ce n-a spus exact ceea ce voia să spună? De aceea, atunci când mă uit într-un cuvânt din Biblie, încerc să înțeleg bine despre ceea ce este vorba și încerc să transmit cât mai limpede și cât mai clar ceea ce am găsit în cuvântul acela. Aici Mântuitorul Iisus vorbea despre o anumită stare a lăuntrului omului, vorbea despre o anumită lumină a interiorului. Asta are de-a face cu viața noastră spirituală. Ea poate să fie o adevărată lumină sau, dacă ochiul nostru, spiritual vorbind, este rău, atunci interiorul nostru sau viața noastră spirituală poate să fie exact în extrema cealaltă.
Sunt câteva lucruri care influențează viața noastră spirituală și Domnul Iisus amintea aici unul. Ochiul. Aș vrea să vă invit să meditați împreună cu mine la un episod despre care Luca ne vorbește în Evanghelia sa, când Domnul Iisus a fost invitat să ia masa la un fariseu pe care se pare că îl chema Simon. Pe când era la masă cu alți invitați și privirea lui Simon era îndreptată asupra Domnului Iisus ca să-L evalueze dacă este un proroc sau dacă nu este un proroc adevărat, în casa aceea a intrat o femeie care nu se bucura de o reputație bună în cetate. Spre disperarea gazdei, femeia aceasta s-a îndreptat chiar spre masa în care erau musafirii mai de seamă. S-a așezat acolo la picioarele Domnului Iisus, a început să plângă, să-i spele picioarele cu lacrimile ei și să-i leșteagă cu părul capului ei. În momentele acestea, gazda, Simon leprosul, fierbea. Era ultimul invitat pe care și l-ar fi dorit în casa lui. Și Mântuitorul Iisus știa bine ce se întâmplă în sufletul acestui om. La un moment dat, Simon și-a spus, dacă omul acesta, adică Iisus, ar fi cu adevărat un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceea care s-a așezat lângă el. Și Domnul Iisus folosește momentul acesta în care în mintea lui Simon se vârteau astfel de gânduri și spune o istorioară scurtă care se încheie cu o întrebare. Îi adresează lui Simon o întrebare și Simon răspunde bine la întrebarea Domnului Iisus. Momentul acesta în care Simon probabil că se aștepta și el la un cuvânt de apreciere, Mântuitorul Iisus îi spune vestul pe femeia aceasta. Sigur că o vedea, că de când a intrat în casa lui, o vedea și nu mai putea de ciudă, fierbea din cauza prezenței ei în casa lui, sigur că o vedea. Ei bine, în femeia aceasta, Domnul Iisus a văzut exemplul unui om care căuta pe Dumnezeu, care gemea sub apăsarea păcatului și dorea eliberare și când a ajuns în prezența Domnului Iisus și a recunoscut starea și a simțit că acolo poate să capete iertare. Însă, în femeia aceasta, Simon n-a văzut altceva decât o femeie pe care bărbații o folosesc după nevoile lor, o plătesc mai bine sau mai puțin bine, o folosesc ca pe un obiect al plăcerii. Vederea Domnului Iisus era mult diferită de vederea lui Simon fariseul, deși înaintea ochilor lor aveau aceeași persoană. Unul dintre ei vedea bine, iar celălalt avea vederea deformată, un ochi rău. Și ochiul acesta rău pe care îl avea Simon, gazda de atunci, făcea ca în inima lui să apară gânduri nepotrivite și atitudini nepotrivite. Expresia ochi rău, Domnul Iisus o mai folosește și în Evanghelia după Matei, capitolul 20, unde împărtășește cu ascultătorii lui pilda lucrătorilor vie, pilda unor oameni care au fost chemați să lucreze în vie. Știți că la încheiere, când stăpânul viei a hotărât să plătească pe lucrători, a început cu cei care lucraseră doar un ceas, dar le-a dat cât celor care lucraseră toată ziua. Și în momentele acelea, cei care lucraseră vis de dimineață în vie, erau nemulțumiți, revoltați, murmurau, cârteau în inima lor și ziceau că nu-i drept. În momentele acelea, Domnul Iisus stă de vorbă cu unul dintre nemulțumiți și spune, pentru ce ești nemulțumit? Nu cumva ochiul tău este rău pentru că eu sunt bun? Acum ar fi trebuit să se vadă manifestarea bunătății. Era vizibilă bunătatea Domnului Iisus sau, dacă vreți, bunătatea stăpânului viei care dorește să răsplătească, să plătească la toți generos. Dar oamenii au văzut în această manifestare altceva și faptul că au văzut altceva era o dovadă a ochiului rău. Vreau să vă spun că ochiul rău pe care îl îndreptăm asupra semenului nostru, a fratelui nostru, a sorei noastre, a tânărului care poate nu se poartă așa cum am vrea noi, ochiul acela rău, să știți că influențează viața noastră spirituală, statura noastră și starea noastră spirituală lăuntrică.
Un alt lucru care influențează această viață spirituală din noi este inima noastră. Și am să vă aduc în față, în minutele puține care mi-au mai rămas, un exemplu tot cu o fetiță. Dacă tot am amintit cazul unei fetițe la început, vă mai spun încă despre una. O scriitoare de expresie engleză, îmi scapă numele acum, dar pot să vă ofer numele ei, dacă vreți, duminica viitoare, mărturisește într-una din cărțile sale o experiență prin care a trecut pe când era fetiță. A fost o împrejurare în care mama ei a luat-o cu ea la biserica locală. Și era o ocazie mai deosebită, ceea ce noi numim Vinerea Mare, în biserica respectivă, în engleză, se numea pe atunci Good Friday. Și în această împrejurare, slujitorul bisericii de acolo a citit un text mai amplu, nu spunea din care Evanghelie, dar a citit un text mai amplu în care desfășura toate suferințele Domnului Iisus. Fetița aceasta, nu știu câți ani să fie avut, a avut oportunitatea să audă despre trădarea lui Iuda și a fost șocată. A avut ocazia să asculte citirea în continuare și să audă că Petru s-a lepădat de Domnul Iisus și a fost din nou șocată. A mers mai ascultat în continuare și a avut oportunitatea să audă că preoții, oamenii aceia care ar fi trebuit să apere adevărul și să-L recunoască pe Domnul Iisus, l-au acuzat pe nedrept și l-au dat pe mâine romanilor. Fetița aceasta a fost impresionată să asculte în continuare citirea, care a continuat cu lașitatea lui Pilat, care, deși a văzut că are în față un om nevinovat, totuși l-a dat pe mâinile iudeilor să-și facă voia cu el și le-a dat și câțiva soldați care se ducă la îndeplinire execuția. Și citirea Bibliei, în auzul acelei fetițe, a continuat cu răstignirea Domnului Iisus, cu momentul în care au fost răpunse mâinile și picioarele și a fost pus pe cruce. Și în momentul acela, fetița a erupt în plâns și a ascuns fața în faldurile hainei mamei ei și a spus: de ce au făcut asta? De ce au făcut asta? Și în timp ce ea plângea mai tare decât fetița aceasta, în timp ce ea țipa de ce au făcut asta, câteva priviri ale unor persoane foarte flavioase s-au întors spre ea, s-au uitat așa, foarte deranjate de plânsul ei, de țipetele ei. Se părea că în biserica aceea, și n-am să spun ce denominațiune era, în biserica aceea singurei persoane care i-a păsat cu adevărat de ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus, era o fetiță de câțiva anișori. Nu știu dacă ați prins ideea pe care am vrut să vă transmit. Toți ceilalți erau stane de piatră, marmură, și credeau că asta e Evlavie, să stai nepăsător, că doar ai auzit relatarea aceasta, așa nu trecut și în urmă cu 2 ani și în urmă cu 5 ani. Și auzirea repetată a unor adevăruri din Biblie care pe tine nu te mai ating, până la urmă îți transformă inima și devii o inimă de piatră, insensibilă. Fetița aceea, când a auzit, a plâns și a întrebat: de ce au făcut una ca asta? De ce au făcut asta cu el? Pentru că, încă o dată vin și spun, era singura persoană din toată congregația aceea căreia părea să-i pese cu adevărat de ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus. Aș vrea să vă spun că inima noastră trebuie să fie o inimă simțitoare. Aș vrea să vă spun că inima noastră trebuie să simtă așa cum a simțit inima Domnului Iisus. Să fie o inimă plină de milă. Pentru că altfel, să știți că lumina care este în noi este întuneric, folosindu-mă de expresia Domnului Iisus. Să știți că și cugetul pătat, pe care n-avem grijă să ne-l păstrăm curat, distruge viața spirituală și compromite lumina din noi. În Proverbe 28:17 se vorbește despre un om a cărui cuget este pătat, încărcat, și sfatul era să-l lași să fugă, că să se duce fugind așa până la moarte. Ar avea o altă alternativă, o altă variantă, să-și plângă starea, să-și recunoască vina, să ceară iertare, să capete, pentru că prin sângele Domnului Iisus se curățește cugetul. Dar sunt oameni care numai nu vor să-și recunoască starea
Și din câți frați și din câte surori sunt în biserică, toți sunt vinovați de nenorocirea lui. Numai el nu. Omul ăsta nu se pocăiește niciodată. Pe omul ăsta degeaba vrei să-l plătuiești, nu primești nimic. Toți sunteți greșiți, toți suntem greșiți, el e dreptul. Și pe un asemenea om zice, înțeleptul Solomon, lasă să fugă cât vrea, nu te osteni fugindu pe el, că-ți pierzi vremea degeaba. Ai încercat odată, ai încercat de două ori, un cuget pătat, să știți că distruge viața spirituală. Apostolul Pavel, și cu asta închei, îi spunea lui Timotei, în 1 Timotei, capitolul 1, versetele 18 la 20, îl avertiza cu privire la posibilitatea căderii din credință, zicea Pavel acolo, unii și-au pierdut curăția cugetului și-au căzut din credință. Apropo, trebuie să fac o paranteză aici, mă iertați. Se vorbește foarte mult și mai ales predicatorii tineri țipă tare că mântuirea nu se poate pierde. I-aș sfătui să mai citească Biblia, le dau câteva zeci de versete biblice, pasaje biblice în care stă limpede arătat că dacă nu ești atent, ești în pericolul să pierzi. Dumnezeu ți-a dat-o, dar tu trebuie să o duci până la capăt. Și ăsta este unul din pasajele pe care le-aș putea invoca. Au fost oameni care au căzut de la credință. Nu poți să cazi de la credință dacă n-ai avut cândva o credință, ai avut, că de-aia ai căzut de acolo, dar ai pierdut-o. Și pierderea credinței, în cazul a doi oameni pe care Pavel îi numește acolo, s-a datorat faptului că și-au pierdut curăția de cuget. Frații mei, atenție așadar, ochiul rău, limba fără frâu, inima împietrită și cugetul pătat. Atenție la lucrurile acestea, că astea pot să distrugă lumina pe care Dumnezeu ar vrea să o așeze în noi. Dumnezeu să ne păzească. Amin. Amin. Dumnezeu ne-a cercetat, ne-a vorbit în seara aceasta, ne-a îndemnat să fim lumină. Mă gândeam la sfârșit să pun pe un frate sau o soră să mulțumească Domnului, dar cât e bine să mulțumim cu toții. De aceea vă invit să vă ridicați în picioare și să mulțumim Domnului că ne-a dat din lumina sa și să rugăm să ne dea putere în continuare să luminăm cu lumina lui cea mare. Amin. Cu toată biserica ne rugăm.